ci că începem să calculăm impactul. Iar în ceea ce privește impactul, dominanta este incertitudinea. Pe ce ne-am bazat? Pe opiniile care s-au exprimat în piață de către juriști, de către banchieri, pe faptul că noi, cel puțin, nu vedem exact care va fi reacția diversilor debitori, da? Și pe câteva interpretări greu de clarificat ale textului legii. Dar asta înseamnă incertitudine. Și atunci de ce spunem aici efectele probabile ale implementării, dacă este incertitudine? Pentru două motive. Unu, incertitudine înseamnă descurajarea creditului, că nu se apucă nimeni să dea mai multe credite dacă are o viziune neclară în ceață asupra unui cadru legislativ. Deci aici mergem aproape spre probabilități ridicate, creditul în România va fi descurajat, ca urmare și creșterea economică. Și a doua chestiune care este cu probabilitate ridicată, reacția anunțată a băncilor, care au anunțat că vor contesta și au schimbat criteriile de acordare a creditului, toate duc spre o creștere mult mai sau mult atenuată a creditării în România. Și de aceea noi am spus că trebuie să așteptăm pentru a vedea cu mai mare claritatea viitorul.